Imaginile au fost postate pe paginile de socializare, unde mai mulți privitori care au văzut clipul i-au îndemnat să meargă imediat la protecția consumatorului să depună o sesizare. De altfel, în urma imaginilor apărute în spațiul public, reprezentanții protecției consumatorilor mehedinți au mers la magazinul de unde au fost cumpărate aceste conserve și au retras întreg lotul de la comercializare. Acesta a fost sigilat în biroul managerului magazinului și va fi deschis luni dimineață pentru verificări suplimentare.